Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou clip pe canal, un clip cu adevărat deosebit. Avem promoția Team of the Year și în final, băieți, Team of the Year, Ronaldo de 98. Am încercat, cred, 20-30 de drafturi până să pice în final această bestie de jucător. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, chete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro, linkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. 6 picioare și 2, cam așa ar suna în română, 6'2", cred că de la 1.88-1.89 înălțime, high-low work rates, 5 stele la skill moves, 4 stele la weak foot. Văd că este, nu i-aș fi, i-aș fi pus, cred că, engine, dar așa a picat. Stai puțin, să punem primul 11 aici. Bun, să fie în 10 ca să vedem clar ce poate băiat. Deci are 94-98 la pace acolo, dribbling. Da, dacă îi pui un engine, fii atent. El e, băiatul e maxat pe finishing și shooting. Are 99-99, long shot 98. Stamina 96. Strength e beton armat, jumping 99, heading accuracy 99. Pui un engine, tu-ți dai seama, îți face, cred, în jur de 90 la balance. Ho, ho, ho! Și ar fi maxat și pe dribbling și pe pace. Genial, genial cu engine. La player traits le știm, power, free kick, flare, outside foot shot. Fabulos card, cel mai tare card din FIFA 21. Și-l avem pentru acest episod. Hai să vedem și cum completăm acest draft. Bine că mi-a picat la început și nu la sfârșit, pentru că făceam drafturile repede și exista posibilitatea să nu am chemistry la el. Ok, Borja Valero, ia binișor. Mi-ar plăcea să-l țin în minim 7-8 chemistry. De rând, dacă nu mă înșel, e din Italia. Și acum l-am aranjat pe Ronaldo. Ronaldo va sta în full cam în acest 4-2-2-2. Hai să vedem ce putem să facem și pe cealaltă parte a echipei, pe partea dreaptă, și începem cu un card foarte tare, Zacharia. Asta e foarte, foarte, foarte șmecher. Din păcate, de fapt nu, din păcate, Danilo ar avea o șansă să joace. Dacă aș face schimb cu Cristiano Ronaldo, dar după aceea cu cine bag? Poate pică un Renato? Păi, știi ceva, eu încerc asta. Poate pică un Renato aici, Renato Sanchez. De aceea ligă cu Danilo, ar fi bombă, nu e. Ar fi fost, dar nu este. Totuși, pică Draxler sau, uite, poți să-l iau pe Zielinski și să schimb după aceea pe Danilo pentru a-l păstra pe pe Ronaldo. Ok, hai să mergem așa. L-avem și pe Hakimi pe partea dreaptă. Un fundaș central, Fabinho, Fernandinho, Bonucci. Mamă, Bonucci. 60 pace. Fabinho nu ia cu nimeni, dar totuși arată mult mai bine pentru chemistry. Hai să ne lungem pentru chemistry. Hai pentru chemistry să ne ducem pe Bonucci. Băi, dar un Koulibaly ne-ar ajuta și pe noi, nu? Că e cam, el cu Manola sunt cam singurii buni. O, 49 pace Palomino. Nu, frate, nu. Nu, Palomino, nu. Mai Rafael Tolui cu 63. Ai, 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 Dumnezeule, ce fundaș central avem. Ce mai slab fundaș central, cred, ever dintr-un episod din The Draft spre Gloria. Jordi Alba, cum ai văd poza asta nouă? Escudero, Schultz? Ia cineva aici? Asta e puțin. Și ce aveam? Am Bonucci acolo? Tete, este singurul care ar lua un pic. Hai să vedem și ce pică în continuare. Am aici un Bamba, un McCarthy. Portarul parcă nu l-aș lua, parcă sper că văd alți fundași. Ok, Alex Moreno, Opara, Jesus Navas, Hugo Malo și Vrsalico. Vrsalico m-ar ajuta la chemistry, ar lua acolo. Opara poate pe Super Sub să-l joc fundaș central. Să vezi tu că îmi duc eu toate Super Sub-urile pentru fundaș central. Alex Moreno. La ce avem noi acolo? Gaia, Diego, Carlos, Tierney, Florenzi și Cuadrado. No, pace, bun, Florenzi, SG, nu m-a ajutat, Tierney, Diego, Carlos, fii atent, e bun și mă scoate un pic din probleme, pentru că ar sta în 7 cu Alex Tejes, un pic, de fapt, nu mai bun față de ce avem noi acum. Își pierde la overall chemistry, dar stă în 7 și acum pot să mă duc puțin pe un portar. Ce e asta?
Italia 1, într-adevăr, mi-a dat unul pe Italia 1 pentru chemistry, dar greuț. Trebuie să scot și pe Danilo Pereira de acolo. Am sacrificat multe la început pentru Ronaldo, am ales jucători care, de fapt, am rămas obișnuit de la drafturile trecute când alegeam jucătorii. Ba da, mă, am ales Corea acolo, deși am avut player pic mai bun. Alegeam jucători, știi, din Serie A, în speranța să-mi pice jucători din Serie A după aceea, și anume Cristiano Ronaldo. Iar Zabal, mă ajută vreunul de aici decât Iuri, L.B., bombă, pupate-aș pe tine să te pup eu. Ce bine ai luat-o. A? Ce e asta? Băi, e un glitch, ați văzut și voi de ce e în 4? Păi mă, că nu e aceeași naționalitate. Pardon, aceeași echipă, cât de nu cred, Sevilla cu Atletico. Oi. Dar. M-am gândit, am niște gânduri așa în cap. Niște gânduri, dacă îmi pică un portar mai încolo, poate joc cu altfel, dar știu, trebuie neapărat să facem ceva. Hai să ne ducem totuși pe mai mult la KMS pe 84 și să vedem ce pică în continuare. Ferran Torres, Toko Ekambi, Young. Mamă, ce mi-a dat, frate. Toko Ekambi. Doar Ronaldo în acest draft. Doar Ronaldo. Ronaldo e tot ce avem. Anderson, Courtois. Îmi dă un Thibaut Courtois. Pentru Diego Carlos. Un Henderson, Consigli, Correa și Oyarzabal. Diego Courtois pierde la overall, dar aș câștiga la Diego și îi schimb după minutul 1 pe Bonucci. Am cu cine să joc în locul Bonucci aici pentru un pic mai mult chemistry. Ar fi Rafael Toloi, mușel brazilian și e și mai bun cu 63 pace decât Bonucci. Mai avem 3 jucători. Așa trebuie să fie cam pe atac. O, da. Cuadrado ăsta. Nice, și ne ducem pe overall chemistry mult mai bine. Păi fii atent, Oviță. Să luăm așa și cred că e mai bine cu Hakimi aici. Ne-ai 3 chemistry. Asta e singura problemă. Pe overall ajută, dar e 3 chemistry. Oyarzabal headliner. Oare e momentul lui să-l testăm și pe acest card? Ai 3 cu... Bro, nu, te rog eu, Mane pe super sau... În continuare, ce mai avem? Ultimul jucător, Haaland, Trippier, Bernardo Silva, Saul și... Sau, de fapt, Navas, nu neapărat. Dar mai am portarul să-l aleg, nu? Poate îmi dă un brazilierul. Haaland, joacă vreunul de aici pentru noi? Sincer, nu cred că aș băga pe niciunul după primul minut. Iau pe Bernardo Silva, n-aș băga pe niciun... Încă este Danilo? 4. Este similar. Mamă, minus 5. Aia de tot. 2 plus 5 cu Bonucci acolo. Da. 6 Bonucci. 7 așa. Dar ce frumos o viță. Îmi place acum. Îmi place. Hai să vedem. Ceșni de Hea Lenom. Nu. Mi-a dat Piemonte. Uf. Care e mai bun, Szczesny sau... Oricum nu mi-am stat 7. Leno, Navas, Bayern, Neuer. Uite, și Szczesny aici stă, e același lucru și este mai bun Thibaut Courtois. Mai bun Thibaut Courtois. Și să joc pe Super Sub o para pe CDM. Mă gândesc și eu. Și schimb și pe... Mamă, trebuie să fac multe... O viță... Nu știu, cred că trebuie să-mi aleg eu unul. Trebuie să fac prea multe schimbări și nu-mi place asta. Nu-mi place deloc asta, o să joc cu Zielinski pe fundaj dreapta, poate. Ai, văd eu după minutul 1. Hai să aranjăm aici pe... Hakimi ăsta, cât ar sta, fratele meu? Cât sta acolo? 2? Da, e foarte puțin. Foarte puțin. O să joc... Hakimi intră super sau la mijloc, că nu mi-a plăcut de el pe CDM. Acolo, joc. Corea poate... Are vreo șansă Corea să joace? 85 dribbling. Nu-i chiar... Rebalan 67. 4 cu 4, nu e atât de rău, el o să rămână. Hai că vedem după minutul 1 ce și cum. Bagă-l și pe Bernardo Oviță aici, nu avem nevoie de portar, Luăm și un manager, suntem în 97 chemistry, se poate îmbunătăți oare acest chemistry? Sincer, nu cred că avem să îmbunătățim acest chemistry, doar cu managerul.
portughez, 97-99 cu Zizou, 97-98. Fii atent că aici ar putea să merg pe 98 ăsta pentru Diego Carlos. De fapt, 99 cu Zizou mă duce bine. Zizou să fie, băieți, ăsta e draftul. O frumusețe cu Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Cât l-am căutat? Primul adversar, 4-3-3, Neymar, Ben Yedder, Maria. Impresionantă echipa. Dar cine știe ce jucător bun o fi în spate. Hai să vedem. Ronaldo. Prima atingere de balon. Prima atingere în bară. Am văzut o poartă pe asta. Cum arată, frate, acolo? Hai să vedem și cum jucăm aici. Cum jucăm noi aici? În primul rând, Zielinski, Cuadrado pot să schimb așa. Corea așa. Mane jucăm exact așa. Ronaldo pe partea asta. În mijloc de run ar putea să stea Tolui, Tolui, o viță, scoate pe Tolui și bagă-mi o para. Mai am vreo schimbare. Cred că mai am o schimbare. O schimbare aici pentru Hakimi și arată bine echipa. Ia uite cum protejează Ronaldo. Dar până la urmă vine tackling-ul? Nu vine. Vine tackling-ul greșit și primim o lovitură de la 11 metri. O lovitură pe care, bineînțeles că o va executa Team of the Year Cristiano Ronaldo. Cristiano. Bun, la vinclet frumos, 1-0, rapid de tot. Ia Cristiano, Cristiano. Bă, aș da și de la distanță una cu el, ia. Cristiano, Dumnezeule, Dumnezeule, ce bombă acolo. Ce bombă, nicio șansă pentru portar. Ronaldo. Cuadrado, pe dreapta. Ia să ne dacă îl găsește pe Ronaldo în careu. Îl găsește Cristiano Ronaldo. 3-0. Oh, ce rapid. Ce rapid am dat golurile astea cu Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. 4-0 și cred că e GG în primul meci. Băi, ce car. A dat 4 goluri Cristiano. Asta e 4 goluri. Da, 4 goluri în... Cât timp? Cred că au fost 15 minute virtuale. Wow! Și avem aici Robby Baggio, Roberto Baggio, 4-1-4-1, sistem de joc pe care eu nu l-am folosit de mult. Skriniar cu Matip fundaș, Matip fundaș central. Poate superbă! Cristiano! 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 Ronaldo! 1-0 și clasicul. Siu! Ronaldo, degeaba mut portarul, degeaba. Cristiano e prea rapid pentru asta. 2-0. A fost ăsta 5 ani. Oh, bravo! Și va marca. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Am fost naiv, foarte naiv aici. Foarte naiv. Nu o să mai fac greșeala asta. Nu, nu. Nu vom mai face greșeala asta. Încerc, încerc lobul. E clar că îl încerc. O, oh, descunde pe linia porții. Dramatic acolo. Să din Cuadrado. Mane înapoi la noi și e 3-1. Băi, cum a scos fundașul de pe linia porții, dar lobul lui Cristiano Ronaldo. Perfect ar fi fost. Era perfect sub pala transversală. Ce combinație foarte frumoasă acolo. Un gol de echipă, să zic așa. N-a mai fost vorba de un gol individual lui Cristiano Ronaldo. El s-a întâmplat să fie acolo la finalizare, dar combinația de pase dinainte a fost chiar foarte drăguț. Cristiano! McGuinness Pin face 5-1. Ce avem în semifinală? L-avem pe Baggio din nou, atacant. 4-3-3 ofensiv. Ache nu e rău deloc. Zanetti bun. Messi. Bruno Fernandes de 89. Interesantă echipă. Cristiano reușește oare? Băi, magnific, frate. Ball roll și după aceea reușește să strecoare mingea prin spațiul ăla destul de mic dintre portar și poartă.
se recuperase destul de bine. Portarul advers super, super acolo, Cristiano. Oh, ce tackling prost acolo, ce tackling prost, Dumnezeule. Ce tackling prost, a sărit mingea la adversar și e 1-1. Hai, mai concentrat, Oviță, mai concentrat, trebuie să reușim să câștigăm meciul ăsta. E la îndemâna noastră. Nu, Mane, nu rata așa ceva. Wow, ce ocazie am avut acolo. Poate acum, Mane, reușim și tu? Nu, scoate din nou portarul! Două ocazii imense ale lui Mane. Nu mai ratează Ronaldo. Nu mai ratează. Nu mai ratează Ronaldo, gata. Ce să-i faci lui Ronaldo? Ce să-i faci? Când scapă acolo, nu ai ce să-i faci. Superb, superb, Ronaldo, standing fake shot, reverse elastico, sprint pe lângă, pas pentru Mane, câștigăm și meciul acesta, zic eu, da, e GG și mergem în marea finală. Și avem aici, Neymar, team of the year, Kylian Mbappé. Și fii atent, are un mijloc puternic, jucători de calitate, Virgil bun, hai să vedem cum merge treaba. Otradu! Mamă, cum ar fi fost acolo să începem. Așa de rapid cu un gol. Ho-ho. Ce frumos! Mane! Mane! Sadio Mane! Din Cancel Crocheta. În sprint. Scapă superb și nu ratează de acolo. Foarte frumos. Nu-l mai prins, Oviță. S-a dus gol. N-ai ce să faci. N-ai ce să-i faci lumba pe acolo. Cristiano, Dumnezeule, ce minunăție! Cancel Crocheta, superb executat, 2-1. Oi, ce-a fost asta, frate? Nu s-a uitat portarul ăia. Hai, Mane! Hai, Mane, înapoi la Ronaldo! Ronaldo la locul potrivit, la momentul potrivit, 3-2. Hai, Mane! Mane, Sadio, din pasa lui Cristiano Ronaldo. Nu-l mai prinzi. Nu-l mai prins, frate, e incredibil. Mbappé ăsta, e incredibil, nu-l mai prins. Și să vezi, cu al treilea șut pe poartă, va da al treilea gol. Wow! S-a văzut că dă acolo cu capul, dar am crezut că schimbă în ultima secundă. Hai, Ronaldo! Nu mai e pasta, frate, nu mai e. Calma, că nu mai e. Nu au scos pasta, nu mai, gata, nu mai scos pasta. Cristiano Ronaldo marchează golul 6 al partidei. Bine ieșit acolo, Cuadrado, solo, cu portarul, nu mai, eu dau lui Corea. Poarta goală, 7-3. Asta e fluierul final, băieți. Hai să vedem ce pică în pachetele din acest draft, un draft dominat de Team of the Year, Cristiano Ronaldo. Dat o grăbadă de goluri. Dacă a numărat oare cineva golurile, lăsați în comentariu mai jos și spuneți-mi câte goluri a dat nebunul de Ronaldo. Hai să deschidem premiile. Gold Pack, Rare Players Pack, ești nebun. Rare Players Pack. Sigur pică un Team of the Year din Rare Players Pack, nu? 100%. Ia să vedem primul pachet. Nu iau walkout, îi dau skip direct. Trecem și la următorul. Pam, 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 12 jucători rari, pachet rari, 50k, nu? Rare Players Pack, 12 gold, 12 rari, măcar un walkout să vedem și noi, ar fi super frumi, walkout! Hey. Ce pică? Brazilian! Portar de la Manchester City,
Anderson, 88 rating pentru acest walkout. Renato Augusto Kramaric, Sisoko. Băieți, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest draft. Nu uitați să apeși butonul de like. Noi ne vedem în clipul următor. Pa, pa!